Astfel se materializează o inițiativă a administrației din Mioveni, care în acest sens a purtat numeroase discuții cu reprezentanții direcției de pașapoarte Argeș. Vom avea acest serviciu în sensul că două zile sau trei, în funcție de necesitate, vor veni cei de la Pitești într-un spațiu amenajat la Centru Cultural Nou, lângă Poliția Română. Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, mulțumește pentru sprijinul acordat deputatului Simona Bucura Oprescu și prefectului județului Argeș, Cristian Soare. Pe data de 4 este deschiderea oficială, pe data de 6 se fac primele pașapoarte. Este o idee a mea, transpusă și realizată de Simona Bucura Oprescu, deputatul de Mioveni, și cu amabilitate și dorința prefectului de Argeș, Cristian Soare. Prin efortul de asemenea al echipei, împreună cu primarul Georgescu, cu inimosul primar al Mioveniului, am făcut toate diligențele necesare pe lângă Ministerul Administrației și Internelor, pe lângă Ministrul Administrației și Internelor. Am făcut împreună câteva drumuri la București pe tema aceasta și am reușit să obținem aprobările necesare. Deschiderea oficială va avea loc în data de 4 decembrie. Documentele necesare eliberării unui pașaport și programul de funcționare vor fi afișate pe panoul de informare aflat la intrarea în clădirea Centrului Cultural Educativ.